Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la jurnalul PTV Oltenia, o ediție specială în care vă prezentăm cele mai importante evenimente din această săptămână. Bacovia sau Blaga, Arghezii sau Barbu, aceștia au fost autorii care au picat la bacalaureat luni, dar se pare că nu acesta a fost subiectul ce i-a pus în dificultate pe absolvenți, ci discursul. Un elev din Corabia de la liceul Aicuza a fost prins când încerca să copieze de pe telefonul mobil. Alți 134 de absolvenți au absentat. Aproape 2800 de liceeni au intrat în febra examenului de maturitate. Astăzi au susținut proba scrisă la limba și literatura română. Liceenii au avut de realizat un eseu referitor la un text poetic aparținând autorilor Bacovia sau Blaga pentru Real și Arghezii sau Barbu la profilul uman. Subiectele au fost ușoare, n-au fost cu mari dificultăți, cel puțin dacă ai învățat, n-aveai de ce să fie frică. În general, ce a picat? La noi era real, a picat de ales la subiectul 3 dintre plumb de Bacovia sau corola de Lucian Blaga. Ce ți s-a părut dificil? Nu, i s-a părut dificil, cel puțin subiectul 1 și subiectul 2 au fost super ușoare. Au fost destul de ușoare. Adică ce a picat? La real a picat la alegere o poezie de George Bacovia sau Lucian Blaga. Și tu ce ai ales? Bacovia. Mai ușoară Bacovia? Da. La subiectele celelalte? A fost destul de ușor. Am avut de ales între Bacovia și Blaga și am ales Bacovia. Mi s-a părut mult mai ușor și mai acceptabil pentru noi, cel puțin. La ce notă te aștepți? În orice caz, peste 6, mă gândesc, adică a fost super ușor și subiectul 1, subiectul 3 la fel, doar subiectul 2 ce a fost puțin mai complicat. Ne-a picat Ion Barbu sau Tudor Arghezii la alegere. Eu am ales Ion Barbu, mă descurc mai bine la Rica Crypto. Sper să iau o notă destul de accesibilă, destul de bună. Puncte ce-au cerut? Păi, perspectiva narrativă la subiectul 2 și celelalte exerciții pot să spun că au fost destul de accesibile pentru fiecare elev. La eseul argumentativ ce ai făcut? Ce ai scris acolo? Pot să spun că m-am descurcat. Acum vedem ce decide comisia. Profesorii susțin că nu subiectul de la punctul 3 era mai dificil, ci subiectul al doilea. Acolo au avut un text argumentativ despre importanța pregătirii înaintea susținerii unui discurs. Mai exact, punctul A a cuprins 5 cerințe formulate pe baza unui fragment la prima vedere din Amintiri de la Junimea din Iași, de George Panu. Subiectele au fost accesibile, mai ales la subiectul al treilea, unde trebuia pregătit un eseu, la Real din Bacovia sau Blaga și la uman Arghezii sau Barbu. Nu cred că le-a pus dificultatea acest subiect 3. Probabil că dificultatea a fost la eseul argumentativ, la punctul B de la subiectul 1, unde trebuiau să realizeze un discurs, un eseu argumentativ în care să spună cât de importantă este pregătirea prealabilă în vederea susținerii unui discurs. Bineînțeles că primul argument trebuia lucrat textul, trebuia lucrat pe text, dar al doilea argument poate să pună probleme pentru că nu toți citesc oratorie și nu toți sunt obișnuiți cu aceste tipuri de discursuri. Cele mai multe emoții au avut părinții. De emoții? Da, foarte multe. S-a pregătit? Din câte știu, da. La ce este? La Real sau la uman? La uman, la filologie. Ați până în momentul de față ce le-a picat? Da, ceva din Riga Crypto de Ion Barbu la alegere cu testament de Arghezii. Credeți că a făcut cât de... Cred, sper, ce să zic. Absolvenții de liceu continuă bacul cu proba obligatorie a profilului, istorie sau matematică, pe 3 iulie și proba la alegerea profilului și specializării pe 4 iulie. Rezultatele obținute de absolvenții de liceu la bacalaureat vor fi afișate pe 8 iulie și în aceeași zi cei nemulțumiți de note pot să depună contestații. Întrucât în primele 5 luni ale acestui an, viteza se află printre principalele cauze generatoare de accidente rutiere, aceasta fiind și cauza producerii a 8 accidente grave și 19 accidente ușoare pe raza județului Olt. Polițiștii au acționat timp de 3 zile cu 13 radare pe șosele și autostrăzi pentru depistarea celor care depășesc viteza legală. Cei 26 de polițiști rutieri care au acționat zilnic au folosit echipamentele video de supraveghere a traficului rutier și de măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor instalate pe autospeciale și cinemometrele portabile model TrueCam. Astfel, în 3 zile pe șoselele din județ, polițiștii au oprit în trafic peste 750 de autoturisme și au aplicat peste 350 de sancțiuni contravenționale.
Timp de 3 zile în perioada 28-30 iunie la nivelul județului Olt, polițiștii rutieri au acționat folosind echipamente video de supraveghere a traficului rutier și de măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor instalate pe autospeciale și cinemometrele portabile model TrueCam radare pentru depistarea celor care depășesc viteza legală. Pe lângă acestea, s-au utilizat și aparatele etilotest pentru depistarea și sancționarea celor aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii 26 de polițiști rutieri au fost prezenți zilnic și au acționat pe drumurile naționale și județene din Olt pentru siguranța participanților la traficul rutier și aplicarea măsurilor legale în cazul celor care nu respectă legislația din domeniu. Nu puține au fost neregulile constatate de oamenii legii în cele 3 zile de razie. În acest weekend, polițiștii rutieri au acționat pentru depistarea celor care încalcă regimul legal de viteză. Astfel, aceștia au oprit și controlat în trafic peste 750 de vehicule și au aplicat 352 de sancțiuni contravenționale conducătorilor auto care au încălcat regimul legal de viteză. Totodată, polițiștii au reținut 19 permise de conducere în cazul conducătorilor auto care au încălcat regimul legal de viteză cu peste 50 de km pe oră. În cadrul acțiunii, polițiștii au constatat și 6 infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice. În cadrul aceleiași acțiuni, pe raza Comunei Grădinare, polițiștii rutieri au depistat cu ajutorul aparatului radar un autoturism care se deplasa cu viteză de 127 km pe oră în localitate. Întrucât conducătorul auto nu a respectat semnalul regulamentar de oprire, polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, efectuând și 3 focuri de avertizment cu arma din dotare. În urma focurilor, nu au rezultat victime sau pagube materiale. De asemenea, polițiștii au stabilit faptul că acesta nu posedă permis de conducere și se află sub influența băuturilor alcoolice, prezentând o concentrație de 0,93 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru a-i se recolta probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În acest caz, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Inaugurate în luna mai, lucrările la drumul expres Craiova-Slatina-Pitești bat pasul pe loc. Supărat că în mediul online circulă mai multe filmulețe cu aceste lucrări, ministrul transporturilor Răzvan Cuc a venit marți să verifice. Mai exact, acesta a sosit în teren în urma unei postări pe o rețea de socializare a directorului Ford România, Ian Pearson. După ce directorul Ford România, Ian Pearson, și-a exprimat nemulțumirea față de stadiul drumului expres Craiova-Slatina-Pitești inaugurat de Liviu Dragnea luna mai, astăzi ministrul Răzvan Cuc a mers pe șantier să vadă situația la fața locului. Eu n-am spus niciodată că drumul expres Craiova-Pitești va fi finalizat la sfârșitul acestui an. Am spus că anumite părți vor fi finalizate și aici m-am referit la centura de la Bal și centura de la Slatina, care l-am rugat pe constructorul român, dacă este de acord, să se mobilizeze, să lucreze la aceste două obiective. Pearson a precizat cât de important este ca acest drum să fie finalizat la timp. Au fost anumite declarații făcute în mai despre ce se va realiza până la sfârșitul acestui an în legătură cu drumul ocolitor al Balșului, dar și până în vara anului viitor. Din punctul meu de vedere, progresul nu a fost suficient. De asemenea, am decis ca în fiecare lună ministrul, dar și eu, să venim aici să vedem care este stadiul lucrărilor. Aceste lucrări au fost inaugurate, deși există încă probleme, nu sunt obținute toate avizele, oamenii nu au primit despăgubirile pentru terenuri. Dar cu toate acestea, directorul CNAIRE susține că proiectul și termenii sunt respectați. Pe drumurile tehnologice trebuie să circule utilaje, trebuie să li se asigure o capacitate portantă, trebuie să reziste la ploi, adică să nu se formeze gropile, să poată întrerupe circulația în orice anotimp. Deci ei și-au pregătit intrarea în șantier. Muncitorii și utilajele constructorului italian Tirena Scavi continuă lucrările începute pe tronsonul 1 al drumului expres Craiova-Pitești, în prezent lucrându-se la drumul tehnologic. Prima chestie care trebuie construit sunt poduri și podețe. Nu putem să ne apucăm de terasamente dacă nu sunt structuri terminate. Și suntem pregătiți să pornim cu colone la fundație de la poduri. Între timp ne-am străduit să terminăm proiectul în 6 luni și din punctul de vedere asta am avut sprijin total din partea CNAIR și DRDP,
ne-au sprijinit la maxim, ne-am chinuit, am lucrat ziua și noaptea și suntem în fază de proiectare cu aproape 6 luni înainte de termen contractual. În teren, ministrul Cuc a susținut că lucrările sunt în grafic. Ba mai mult, constructorul și-a organizat șantierul în așa mod încât până la sfârșitul anului să fie finalizate centurile de la Balj și Slatina. Începeți să lucrați mult mai intens. Am înțeles că fiecare aveți o strategie a voastră așa cum ați, v-ați făcut-o de la început. Noi nu ne băgăm pe strategie, numai că eu vreau să văd ce v-ați asumat, că veți da în folosință la sfârșitul acestui an, se va întâmpla. Voi veni pe șantier să mă asigur că se lucrează. Nu e nicio problemă vis-a-vis de fonduri. Din punct de vedere administrativ, ați primit o primă autorizație de construcție pentru terenurile care erau în domeniul public. Ați primit și cealaltă autorizație pentru tot amplasamentul. Intrați la lucru, fiindcă nu veți mai avea niciun fel de scuză. Deci mobilizare maximă. Pe teritoriul Oltului se află cel de-al doilea tronson, iar lucrările vor fi executate de asocierea de firme românești Construct SRL, SC Spedition UMB SRL, SC Tehnostrade SRL, SC Consitrans SRL, iar valoarea contractului se ridică pentru cele două loturi la 14 milioane de lei. Constructorii vor face tronsonul care trece prin localitățile Balj, Bârza, Piatra Olt, Slătioara, Ulmi, Slatina și Valea Mare. Elevii slătineni au câștigat la Cupa Serbiei la matematică, fizică și informatică 10 de medalii. Numai la matematică ai noștri au reușit să se întoarcă cu 10 medalii. Concursul a avut loc în perioada 24-28 iunie. Matematicienii slătineni s-au întors de la Belgrad, unde au participat la Cupa Serbiei la matematică, fizică și informatică cu 10 medalii. Aceștia au făcut față unui concurs cu subiecte peste nivelul lor de clasă. Subiectele au fost destul de greuțe pentru nivelul meu de cunoștințe, dar consider că m-am descurcat foarte bine. Nivelul de dificultate este mai ridicat, iar timpul de lucru este mult mai mic decât la noi în țară și nu poți să te gândești foarte mult la el. A fost o experiență unică, care probabil m-a marcat pe viață. Pentru rezultatele lor, acești copii muncesc ore în șir, iar pentru ei participarea la astfel de concursuri a devenit parte din viața lor. Părinții sunt cei care, alături de cadrele didactice, susțin munca acestor copii. Fără munca copilului coroborată cu cea a profesorilor, atât a doamnei de la clasă, cât și a profesorilor de la Centrul Județean de Excelență, nu ar fi reușit să obțină aceste rezultate. Sunt mai mulți factori. Unul este factorul genetic, doi este profesorul sau profesorii care te îndrumă să știe ce e potrivit copilului tău, apoi este munca copilului și 10% este și noroc. Aceste rezultate sunt în urma zeci de ore de exercițiu, atât la clasă, acasă sau la Centrul de Excelență. La matematică avem 10 medalii, toți copiii participanți, România 1, 2 și 7, au medalii de diverse culori și toți sunt medaliați. Se obțin astfel de rezultate pentru că, într-adevăr, profesorii vin dintr-o motivație intrinsecă, deci nu vin neapărat din motivație financiară. Profesorul este plătit într-un regim de plată cu ora, cu o sumă modestă, nu sunt niște venituri extrabugetare tip meditație, să știți. Vin aici ori de câte ori au timp liber. La întoarcerea în țară, copiii au fost primiți cu diplome, dar și cu surprize. Alături de un tort minunat a venit și vestea organizării unui astfel de concurs la Slatina. Concursul acesta internațional, unde au fost ei la Belgrad între 24-29 iunie, este un concurs interdisciplinar pe care sperăm să-l aducem și la noi pe meleaguri oltene. Deplasarea echipelor slătinene în Serbia s-a făcut cu ajutorul financiar al primăriei și a două firme, TMK Artrom și Oltvam SRL. Dacă până acum șoferii care alegeau să se urce la volan după ce consumaseră băuturi alcoolice și asumau acest lucru, în ultimul timp conducătorii auto pleacă cu mașinile băuți bine și nu mai opresc nici la semnalele polițiștilor. Așa s-a întâmplat și în orașul Drăgănești Olt, când un tânăr de 36 de ani din Coteana a fost depistat cu aparatul radar în timp ce se deplasa cu o viteză de 127 km pe oră. Polițiștii au efectuat semnalul regulamentar de oprire, însă acesta și-a continuat deplasarea. Abia pe
baza localității Cotean au reușit să-l prindă oamenii legii pe vitezoman, doar după ce au folosit armamentul din dotare. Sfârșitul de săptămână a fost plin de situații neprevăzute pentru polițiștii olteni. În cadrul acțiunii ce s-a desfășurat la nivel național pe timpul weekendului pentru depistarea vitezomanilor, dar și a celor care conduc sub influența băuturilor alcoolice, sâmbătă polițiștii din cadrul poliției orașului Drăgănești-Olt au depistat cu aparatul radar un conducător auto care se deplasa cu o viteză de 127 km pe oră. Mai mult de atât, șoferul, un tânăr de 36 de ani din Coteana, nici nu s-a sinchisit să oprească la semnalul polițiștilor. Motiv pentru care aceștia au pornit în urmărire folosind și armamentul din dotare. În urma focurilor de armă nu au rezultat victime sau pagube materiale, însă bărbatul a fost urmărit până în localitatea Coteana, unde oamenii legii au reușit să îl prindă. Testat cu aparatul, alcool test a rezultat o concentrație de 1,14 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. De ce n-ai oprit la semnalul polițistului? Nu l-am văzut. Cum nu ne-ai văzut? N-am văzut. Te-am urmărit cu sirenele două localități, de ce n-ai oprit? Ai, domne, vă rog frumos! Suflă în aparatul, Dregăr, ca să vedem cât ai consumat alcool. Trage aer în piept și suflă continuu. Suflă mai tare. Suflă, suflă. Gata. Ai, domnule, vă rog, tu suflet. Nepotul lui puiul Tudorean. 1 și 14. Sunt nepotul lui puiul Tudorean. Tu vezi ce înseamnă 1 și 14? Dosar penal. Polițiștii din cadrul poliției orașului Drăgănești-Olt au depistat cu aparatul radar un conducător auto care se deplasa cu viteza de 127 de km la oră. Efectuând semnalul regulamentar de oprire a conducătorului auto, acesta și-a continuat deplasarea, polițiștii pornind în urmărirea acestuia. Polițiștii au folosit și armamentul din dotare, efectuând focuri de avertisment în plan vertical. Acesta nu este un caz izolat, întrucât în aceeași zi, în jurul orei 20, acționând pe drumul național 64, pe raza comunei Grădinar, polițiștii rutieri au depistat un alt autoturism care se deplasa cu aceeași viteză, respectiv 127 de km la oră în localitate. Situația este similară celei din Drăgănești-Olt și de această dată conducătorul auto nu a respectat semnalul regulamentar de oprire, polițiștii pornind în urmărirea acestuia și efectuând 3 focuri de avertisment cu arma din dotare. Conducătorul auto a fost prins și identificat, fiind un bărbat de 42 de ani din Grădinari. De această dată, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu poseda nici măcar permis de conducere, pe lângă faptul că se afla sub influența băuturilor alcoolice, prezentând o concentrație de 0,93 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. 11 semafoare inteligente au fost instalate în Balș pentru a descongestiona traficul. Ministrul Transporturilor, Zvan Cuc, a declarat că lucrările vor fi finalizate mai devreme cu o lună decât era prevăzut în proiect. Valoarea estimată a acestuia este de 1.300.000 de lei fără TVA. Acest proiect este inițiativa parlamentarului PSD Olt, Siminica Mirea. Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a anunțat ieri că până va fi gata centura ocolitoare a Balșului, traficul va fi descongestionat în urma implementării unui sistem cu semaforizare inteligentă. Acesta prevede 11 semafoare ce au fost instalate deja, iar până la finalul acestei luni vor intra în funcțiune. Acest proiect de semaforizare inteligentă în Balș trebuia finalizat în luna septembrie. I-am spus domnului Nerea că nu putem să mai așteptăm până luna septembrie, pentru că nu mai are nimeni răbdare să aștepte luni întregi și termenul de finalizare a acestui proiect, repet, complementar obiectivului varianta de ocolire, este luna iulie, sfârșitul lunii iulie. Deci la sfârșitul lunii iulie va fi finalizată această semaforizare inteligentă. În acest proiect a fost prins și orașul Filiaș, care se confruntă cu aceeași problemă de trafic. Valoarea totală estimată a celor două loturi de lucrări este de 2.800.000 de lei fără TVA, din care sistemul de semaforizare din Balș a fost estimat la valoarea de 1.300.000 de lei fără TVA. Lucrările din Balș vor fi finalizate în luna august. Acest proiect a fost pus în mișcare în urma intervențiilor făcute de parlamentarul oltean Siminica Mirea.
Săptămâna aceasta a fost una de foc pentru aproape 2800 de absolvenți de liceu. Miercuri au susținut proba la matematică sau istorie. La Alexe Marin un elev a fost prins copiind. Joi a avut loc cea la alegere, urmând ca pe 8 iulie să fie afișate rezultatele. După limba și literatura română, elevii s-au luptat astăzi cu proba obligatorie a profilului din prima sesiune a examenului național de bacalaureat, matematică și istorie. La ieșirea din săli, mulți s-au declarat mulțumiți, dar mai ales optimiști. Elevii de la Mate Info au avut de rezolvat exerciții cu o matrice și un polinom. La al treilea subiect au primit un exercițiu cu monotonia unei funcții și o integrală. Ce ți-a picat la matematică? Au fost câte puțin din toate, adică... Punctul 1 ce a fost? A fost cu numere complexe. La ce notă te aștept? E o notă destul de bună, zic eu. La română, ce s-a picat? 1, subiectul 1 ce a picat? Din a 10-a, a 9-a și a 10-a. A fost subiectul 2 matrice și lege de compoziție. Și la geometrie? A fost ușor, ne-au dat o integrală foarte ușoară. A fost mai ușor decât anul trecut în orice caz. Până la afișarea baremelor de corectare, elevii au trecut mai întâi pe la profesorii lor. 3-2, pardon. Nu mai știe nusul? Nu mai știu că era 1 de la 1 la E sau de la E la minus 1 la 1. Știu că unul era B, unul era C. Da. Așa? De la 1 la E, pardon. De la 1 la B din și de la... Din X minus, din E din X sau ceva. Se simplifica oricum. Da? Ișa, da. E pătrat. Ne și ziceau că trebuie minus 1 plus 1. Și cu integrare prin porți sau direct? Direct. Avem 3 subiecte, unul din clasele a 9-a, a 10-a, unul din materia de algebră clasele 11-12 și al treilea analiză 11-12. La subiectul 1 roman, subiectele au fost foarte accesibile, au fost rezolvate corect de toți elevii cu care am discutat, prin metode variate, dar toate adaptate cerințelor subiectului. La subiectele din materia claselor 11 și 12 apar într-adevăr și subiecte de departajare, câte unul pe subiect. E vorba de subiectul, de exemplu, la algebră clasa 11-a 2-1C, unde într-adevăr era necesară o abordare puțin mai complexă. Consider că vor fi note mari, note bune, atâta vreme cât ai fost la școală, cât ai învățat, cât ți-ai făcut temele. Dacă ai fost serios, consider că nu poți avea o notă sub 9, sub nicio formă. La istorie, elevii au avut de rezolvat mai multe cerințe, pornind de la un text despre comunism și Uniunea Sovietică la subiectul 1. La subiectul 3, elevii au avut de scris un eseu pe tema spațiului românesc în perioada evului mediu. Cum au fost subiectele? Foarte ușoare. Ce s-a picat mai exact? La subiectul 3 am avut spațiul românesc în evul mediu și în rest au fost foarte ușoare subiectele. Te așteptai la istorie să fie ușor? Te-ai pregătit? Da, da. La istorie a fost foarte ușoare. Subiectele, dacă... Mai exact, ce ți-a picat? A picat la subiectul 3 statul român modern, autonomii locale, relațiile internaționale românilor în secolele 14 și a doua jumătate a secolului 15. Te aștept la o notă? Peste 8,50. În Slatina, un candidat a fost eliminat din examen după ce a fost prins cu telefonul mobil. Elevul de la Alexe Marina a încercat să fraudeze examenul. Mâine urmează proba la alegere, iar rezultatele vor fi afișate pe 8 iulie și, în aceeași zi, cei nemulțumiți de note pot să depună contestații. 3 zile de petrecere pe esplanada din oraș. Slătinenii și nu numai sunt invitați să danseze pe ritmuri pop, dance, rock și nu numai 3 seri la rând. Petrecerile vor începe la ora 20 și vor continua până târziu în noapte. Evenimentul marchează 40 de ani de când Slatina a devenit municipiu. 3 zile de muzică bună este invitația autorităților locale pentru slătineni. Weekendul acesta sărbătorim 40 de ani de când orașul nostru a devenit municipiu, din cei puțin peste 650 de ani de existență. Meteorologii anunță caniculă în acest sfârșit de săptămână, așa că seara ne putem răcori în ritmuri pop, dance și nu numai. Petrecerea va fi deschisă vineri de slătinenii de la Alutus, ce vor cânta mai multe genuri muzicale, astfel că orice meloman va fi încântat. Seara va continua cu Ami, ce va urca pe scenă la ora 21, urmată de Randy la 21:45. Cei doi vor cânta atât melodiile ce i-au făcut celebri, dar mai ales ultimele piese ce se află acum în topurile de pe toate radiourile.
doi aruni. Ne temem de singurătate, fără să știm, stăm împreună, spate-n spate. Nici nu iubim, sâmbătă, pe scena de pe esplanadă va urca Lavinia Pârva, ca la 21:45 toată lumea să danseze cu Ștefan Bănică Junior. Ieri m-am întâlnit cu o fată care mi-a zâmbit frumos, am intrat puțin în vorbă și am fost politicos. Ea m-a invitat acasă să sormim cât o cafea, dar când o priveam mai tandru urlătoare cineva și strigă-mi VETA! Mestică chiuleta. În ultima seară, Connector ne va încânta atât cu ritmurile, cât și cu mișcările de dans ce l-au făcut cunoscut. Mai târziu, Lidia Buble va încinge și mai mult atmosfera. Asta sunt eu. Recitalurile programate weekendul acesta fac parte din Zilele Slatinei, eveniment ce este organizat de 3 ani în oraș. Caravana Smurd sosește în acest weekend și în județul Olt. Sâmbătă 6 iulie, în intervalul orar 12:20, Caravana Smurd va fi amplasată în orașul Balș, în parcarea supermarketului situat pe strada Nicolae Bălcescu, iar duminică, în intervalul 10:18, în orașul Corabia, pe platoul din fața primăriei. Așadar, persoanele care doresc să ia lecții de prim ajutor sunt așteptate în locațiile mai sus menționate. Primul ajutor este o stare de spirit, o atitudine orientată spre acțiune și un set de acțiuni și practici care urmăresc să prevină, să pregătească și să ofere un răspuns la situațiile de urgență. Aceste situații pot include boli, epidemii, atacuri de cord, accidente de circulație, chiar și răniri domestice. Cunoașterea primului ajutor vă permite să asistați persoanele care se rănesc în caz de accident sau situație de urgență până la sosirea ajutorului. Abilitățile de prim ajutor pot fi aplicate la domiciliu, la locul de muncă sau în locurile publice. Formarea de prim ajutor nu numai că vă oferă cunoștințe și abilități pentru a oferi suport de viață și alte îngrijiri de urgență, dar vă ajută să dezvoltați conștientizarea siguranței și obiceiurile care promovează siguranța. În acest sens, Caravana Smurd se deplasează în mai multe locații din țară. Caravana Smurd Fii Pregătit vine în județul Olt. Există situații limită în care câteva secunde pot schimba totul. Pentru astfel de momente, Caravana Smurd Fii Pregătit organizează cursuri de instruire pentru acordarea primului ajutor în situații de urgență. Centrul mobil este construit special pe o structură a unui tir, care are o sală de școlarizare cu o capacitate de 40 de persoane și este dotat cu toate echipamentele medicale și de prim ajutor, dispozitive portabile, inclusiv simulatoare ce permit instruirea eficientă a cursanților în cele mai noi tehnici de acordare a primului ajutor. Acordarea de prim ajutor este de o importanță deosebită în caz de catastrofă, atunci când serviciile medicale și spitalice sunt limitate sau întârziate. Catastrofa poate lua forma unui uragan, a unei inundații, a unui cutremur, a unei tornade, explozii sau a unui incendiu. Știind ce trebuie făcut în caz de urgență, ajută la evitarea comportamentului dezorganizat care este caracteristic persoanelor nepregătite în astfel de momente. Cunoașterea primului ajutor este o responsabilitate civică. Nu numai că ajută la salvarea vieților și prevenirea complicațiilor cauzate de leziuni, dar ajută la stabilirea unei metode ordonate de tratare a problemelor de urgență în funcție de prioritatea lor pentru tratament. În cazuri extreme, un răspuns rapid de prim ajutor ar putea însemna diferența dintre viață și moarte. Dacă și tu vrei să fii pregătit pentru astfel de situații, poți lua parte la cursurile de instruire oferite de paramedicii Smurd în acest sfârșit de săptămână în orașul Balș, dar și Corabia. Sâmbătă 6 iulie, în intervalul orar 12:20, Caravana Smurd va fi amplasată în orașul Balș, în parcarea supermarketului situat pe strada Nicolae Bălcescu, numărul 188, iar duminică, în intervalul orar 10:18, în orașul Corabia, pe platoul din fața primăriei Corabia. Caravana Smurd Fii Pregătit, care instruiește populația pentru a face față situațiilor de urgență, urmează să ajungă până la sfârșitul anului în 75 de localități din toată țara. Acesta este un proiect al Departamentului pentru Situații de Urgență, derulat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și susținut de Fundația pentru Smurd cu sprijinul Fundației Vodafone România.
Pentru ultima probă a bacalaureatului, liceenii au putut să se pregătească la una dintre cele 10 discipline. Cei mai mulți au ales geografia și anatomia, iar la polul opus a aflat filozofia și psihologia. În Olt, 158 de liceeni nu s-au mai prezentat la această probă, care s-a desfășurat fără alte incidente. Luni, liceenii vor putea afla primele rezultate. Prima sesiune a examenului de bacalaureat s-a încheiat astăzi cu proba scrisă la alegerea profilului și specializării. Elevii au susținut proba profilului la alegere din cele 10 discipline. La nivelul județului nostru, cei mai mulți au ales geografie, 994, urmați de cei 526 care au dat examen la anatomie, iar la polul opus a aflat psihologia și filozofia cu câte 20, respectiv 19 candidați. La ieșirea din sălile de examen, cei mai mulți s-au arătat încântați și siguri că vor obține o notă bună. Vreau să vă spun că subiectele la geografie au fost super accesibile și chiar m-am descurcat de minune. Nu vreau să fiu modestă, dar oricum aștept peste 9.50 să iau. Cum a fost? La ce ai dat? La geografie. Cum a fost subiectele? Super ușoare. La ce notă te aștept? La un 9. Cum a fost subiectele? Acceptabile. La ce notă te aștept? În jur de 8. Cum au fost subiectele? Au fost accesibile, chiar au fost accesibile. La ce notă te aștepți? Peste 9. Cum au fost subiectele? Accesibile, foarte accesibile. La ce notă te aștepți? Peste 8 undeva. Și cum au fost subiectele? Acceptabile. Mai exact. Păi s-a bazat mare parte pe câteva lecții care sunt foarte importante pentru materia sociologiei. Le-am învățat, m-am pregătit și... Și te aștepți la o notă de? 8.50. Cum au fost subiectele la chimie? Destul de grele, dar oarecum abordabile. La ce notă te aștept? În jur de 9, zic. Ce ai făcut? Cum au fost subiectele? Au fost foarte accesibile, foarte interesante, au fost într-adevăr complete și au dezbătut chiar fiecare tematică pe care trebuia să o abordăm în materia noastră. Mi s-a părut foarte, foarte interesant de abordat. Și te aștept la o notă de? Spre 10. Cei care merg la facultăți unde admiterea se face pe baza mediei de la bacalaureat au mai multe emoții în comparație cu cei care vor susține examen. Mai departe la ce facultate te duci? La geografia turismului. La facultate mai departe la ce te duci? La drept. Sigur, o intrare la facultate unde? O să dau la politehnică, eu nu-mi trebuie media din bac. Îți trebuie media de la bac la admitere? Nu, nu. La ce te duci mai departe? Pe Academia de Poliție. Pe media la admitere? Nu. Unde te duci mai departe? La pompieri. Trebuie media la admitere la facultate? Dacă îmi amintesc bine, da, dar într-un procentaj mic, adică nu e foarte importantă. Deci unde te duci la facultate? La farmacie, la Craiova. Trebuie media de admitere, la admitere de cea de la bacalaureat? Da. La proba de astăzi, din cei 2608 înscriși, 158 de candidați au absentat. În Olt, ultima probă a bacalaureatului s-a desfășurat fără incidente. Rezultatele vor fi afișate luni. Tot atunci, cei care nu vor fi mulțumiți vor putea să depună contestații. Dacă valabilitatea biletelor de trimitere varia de regulă între 30 și 60 de zile în funcție de mai multe criterii, printre care se număra boala cronică a pacientului și tipul investigației recomandate, de la 1 iulie 2019 a crescut valabilitatea unor bilete de trimitere la 90 de zile. De asemenea, a crescut și finanțarea pentru medicina de familie. Semestrul 2 al anului 2019 vine cu noutăți de bun augur pentru medicii de familie. Finanțarea acestora a crescut. Valorile minim garantate ale punctului per capita și pe serviciu au fost majorate. Contractul nou, să spunem că pentru luna iulie s-a asigurat funcționalitatea și mersul sistemului cu acte adiționale, care sunt pentru luna iulie, dar cu acte adiționale la contractul de anul trecut, dar cu prevederile noului contract. Asta însemnând, în primul rând, și este foarte important, o creștere a valorii punctului pentru medicina de familie. Este o creștere semnificativă din punctul nostru de vedere. Dacă până la acest moment valoarea punctului per capita era de 5,8 lei, la acest moment valoarea punctului este 7,8, deci o creștere de 20%. De asemenea, valoarea punctului per serviciu a crescut de la 2,8 la 3,5 lei. Cu vești bune a sosit luna iulie și pentru pacienți. Astfel, de la 1, biletele de trimitere pentru specialitățile clinice și pentru îngrijiri paliative au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice. Una dintre modificările
bune ale acestui nou contract cadru și acestor norme se referă la creșterea valabilității biletelor de trimitere pentru specialitățile clinice și pentru îngrijirile paliative. Practic, aceste trimitere au crescut de la, valabilitatea acestor trimitere a crescut de la o lună la 3 luni de zile. Deci, practic, bolnavul are la dispoziție mai mult timp pentru a-și face aceste investigații. Vorbim despre investigații absolut necesare și vorbim despre o nevoie, pentru că s-a simțit nevoia în ultimele luni sau în ultimii ani, pentru că puține ori am avut cazuri în care fondurile care erau alocate pentru aceste servicii să fie insuficiente și atunci nu mai punem omul pe drumul să meargă să-și facă din nou trimitere și atunci această trimitere rămâne pentru 3 luni. Dacă în perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigații medicale paraclinice un asigurat se internează în spital fără ca investigațiile recomandate să fie efectuate în ambulatoriu anterior internării, biletul de trimitere își pierde valabilitatea. Excepție fac biletele de trimitere pentru investigații medicale paraclinice de înaltă performanță, dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării, cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesității efectuării acestor investigații de către medicul care a făcut trimiterea. Doamnelor și domnilor, aici se încheie jurnalul PTV Oltenia. Sunt Janina Lupu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă în continuare și un weekend excelent. La revedere!